În ultimele luni ale anului 2016 a fost înregistrat un număr mare de șomeri în județul Dâmbovița. Din totalul de 12.809 șomeri înregistrați la AJFM Dâmbovița, doar 1.335 este numărul celor care primesc indemnizații de șomaj. Din cifrele înregistrate de către AJFM, se pare că persoanele mai bine pregătite profesional au mai multe șanse în a-și găsi un loc de muncă, deoarece din totalul șomerilor din județul Dâmbovița, 227 de persoane sunt cu studii superioare, restul de 11.487 fiind reprezentate de persoane cu studii medii sau profesionale. Pe primele 5 luni ale anului curent, am înregistrat o fluctuație a numărului de șomeri înregistrați în baza noastră de date, plecând de la 14.296 de persoane în ianuarie 2016 și ajungând la data de 31 mai la 12.809 persoane. Dintre aceștia, în prezent, avem 1.335 de șomeri indemnizați. AJFM Dâmbovița dorește să încadreze muncă și romii din zonele defavorizate prin organizarea unor programe speciale de încadrare muncă. Până în momentul de față, doar 162 de persoane de etnie romă și-au găsit un loc de muncă prin aceste programe speciale. Avem programe speciale de încadrare pe 4 localități cu număr mare de etnici romi, 3 localități din mediul rural și un municipiu respectiv din mediul urban. Aceste localități cu număr mare de persoane de etnie romă sunt Băleni, Corbii Mari, Costești din Vale și Ile Caragiale. Localitățile din mediul rural, asupra cărora ne îndreptăm mai mult atenția în acest an, le reprezintă Dărmănești, Valea Lungă și Vulcana Băi. Și de asemenea, municipiul Mureni, ca localitate reprezentând mediul urban. Pe primele 5 luni ale anului, din aceste localități au fost încadrate 162 de persoane. Din păcate, concluzia reprezentanților AJFM este că dâmbovițenii găsesc adesea diverse motive pentru a refuza un loc de muncă și nu sunt de acord cu ceea ce le oferă angajatorii, având în vedere faptul că în ultimele 5 luni au fost 2.659 de locuri de muncă vacante, însă s-au ocupat doar 1.378 de locuri.